venit la Starea Libertății. În România sunt aproximativ 5,2 milioane de pensionari, iar pensia medie este de 1.227 de lei. Vorbim de primul trimestru din 2019, date luate de la INS. 1.227 de lei pensie medie, 260 de euro. În medie atât ia un pensionar din România, 260 de euro. Apoi, aproape jumătate dintre angajați, deci oameni cu contract, câștigă salariul minim pe economie. Românii sunt și cei care au dat Eurostatul peste cap. Vorbim de Institutul de Statistică al UE. Iată ce spune acest institut despre calitatea vieții românilor. 3/4 dintre români nu merg în concedii sau excursii, dublu față de media europeană. În România, 76% din populație n-a avut nicio vacanță în anul 2016, iar peste 55% dintre cetățenii României nu călătoresc din motive financiare. Media europeană, în 2016, potrivit Eurostat, 62% din populația UE cu vârste de 15 ani și peste a efectuat cel puțin o călătorie turistică în scopuri personale. De ce spun toate acestea? Pentru că de cele mai multe ori nu înțelegem peisajul, fraților. Dacă vorbim despre țara asta, vă dați seama cum privesc românii, ce fețe fac atunci când aud de un împrumut de 800.000 de euro la bancă sau de 800.000 de lei la un prieten, sau când aud de 7 proprietăți, sau când aud de mașini care costă sute de mii de euro. Sute de mii de euro nu câștigă toată familia unui român obișnuit de la naștere până la moarte, iar unii politicieni au acești bani să le cumpere mașini propriilor copii. Sincer, să zicem că Rovana Plum n-a greșit cu nimic, legal vorbind. Repet, legal vorbind. Pentru că e o încurcătură stranie cu legea asta idiotă a partidelor. Bă, sponsorizați voi partidul și apoi vă dăm noi bani înapoi. Mega idiot! Practic, legea e cea care te obligă să faci nenorociri, să-ți faci obligații, să te împrumuți de bani de la oameni care pot fi certați cu legea la un moment dat și așa mai departe. De ce să faci așa ceva? Deci, să zicem că legal Rovana n-a încălcat nicio lege, pentru că nici comisia de la UE nu spune așa ceva. Dar, oamenii simt totuși că s-a făcut dreptate. Oamenii o știu pe Rovana Plumb, oamenii îi știu pe toți acești politicieni care de dimineața până seara vorbesc de competență și meritocrație, dar ei sunt inculți, cu diplome ciordite și plini de bani. Cum să nu ți se pară total nedrept acest aranjament al vieții? Cum să nu ți se pară nedrept când vezi că zerourile lor au și cât un 2, un 3, un 8 în față, pe când zerourile tale mor de singurătate? Asta nu înțeleg politicienii, mai ales ai noștri. Într-o țară în care 1.000 de euro pentru milioane de familii e minune dumnezeiască, să vii și să defilezi cu sutele de mii, cu milioanele și cu un cârd de case și apartamente, da, e aproape scârbos, e indecent. Bineînțeles, mai ales atunci când ești politician, bugetar, plătit ca să slujești, cică. Vă aștept de la 22:30 la Starea Nației pe Prima TV.